Aho, aho! Opriți aici! Și pocniți vârtos din biși! Bună seara, gospodari, oamenii de la glie, muncitorii de prin sate, care sunt acasă și care sunt departe. Dați-ne voie să vă felicităm, dragi prieteni, urmăritori, simpatizanți, susținători, apropiați cu această frumoasă sărbătoare. Trecerea dintre ani e tot timpul un motiv serios de a cântări, de a medita, de a vedea ce a fost bun în anul care a trecut, ce a fost mai puțin bun. Și vorba populară, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Dragi prieteni, în acest sfârșit de an putem să ne uităm deja în spate și să vedem și să constatăm că a fost un an extrem de dificil. Unul din cei mai grei ani pe care i-a avut Republica Moldova. Un an prin care am trecut așa cum am putut. Nu zic cu capul ridicat sau cu demnitate, sunt cuvinte în mare parte pe care mulți nu o să le înțeleagă. Pentru mine personal a fost un an al provocărilor, am început-o cu arestări, închisoare, dosare multe, învinuiri pe nedrept, dar am trecut. Iar pentru Republica noastră este un an cu proximă război la hotare, cu război hibrid, cu lovituri, cu scumpiri, cu criza energetică, cu scumpirea în lanț. Un an pe care extrem de greu l-am trecut noi moldovenii, au bătut prețurile exagerate, tarifele au bătut la buzunare, nu prea avem cui ne plânge pentru că toți suntem în aceeași situație, dar suntem optimiști. Eu am văzut moldovenii optimiști care de fiecare dată își leagă așteptări la anul care vine și spun că noi o să fim mai hotărâți, mai buni în anul care vine. O să avem mai multă prosperitate și țăranii noștri și fermierii care au avut zeci de întâlniri cu cei de la guvern și au ieșit de fiecare dată fără rezultate. Și cei din domeniul securității energetice, cei care vor să tragă panouri fotovoltaice și au așteptări de la guvern. Și în anul care vine va trebui să luptăm și mai mult ca să deblocăm, să liberalizăm. Și medicii noștri care așteaptă majorări de salarii, și profesorii noștri și cadrele didactice care ne educă copiii au avut și au așteptări în continuare. Pentru că prețurile galopante te fac să te disparți de munca ta pe care ai îndrăgit-o între timp și să pleci undeva în străinătate ca să-ți întreții familia. Nu uităm la acest sfârșit de an nici de cei care au plecat departe de casă, frații, surorile noastre, care au plecat și acum sunt diaspora, care pe tot timpul, pe toată viața s-a mutat undeva în altă parte. Alții au plecat pe câteva luni și tot așteaptă să mai strângă niște bani și să revină acasă. Toți acești frați ai noștri, surori, așteaptă schimbări la noi acasă ca să poată reveni, ca să poată să înceapă iarăși de la zero practic acasă. Toți ei, toți noi, toți cei care își doresc un viitor la noi acasă decent, suntem obligați să luptăm. Ucrainenii luptă și scriu istoria lor cu sânge. Și ei cu adevărat vor ieși învingători din această luptă. Noi avem și învățat de la ucraineni, moldovenii. Trebuie să ieșim în anul care vine și mai consolidat, și mai unit. Sper că lipsa sau blocarea propagandei va aduce rezultate în jumătate de an, într-un an de zile, când moldovenii noștri vor fi și mai conștienți, mai consolidați în jurul unor valori, în jurul unor personalități notorii, politici, pe care să-i susținem și să mergem împreună cu ei, să ieșim din impasul economic, social și politic. Mi-aș dori personal în acest an ca familia să fie sănătoasă, ca și toate familiile din Moldova. Mi-aș dori
personal, dacă vreți, ca în anul care vine să reușim să facem unirea inteligentă, pe pași, unirea diferitor segmente pedagogice, unirea economică, monetară, să avem mai multe poduri peste prut și să ne apropiem de România, pentru că asta, de fapt, este adevărata integrare europeană, este reîntregirea neamului nostru românesc. Ați văzut că anul ăsta și ucrainenii au sărbătorit pe 25 Crăciunul. Deja, treptat, lucrurile se echilibrează și în societatea noastră. Eu cred că asta este viitorul, asta este perspectiva, chiar dacă unor cetățeni de la noi nu le place ideea, dar asta este unica idee valabilă, viabilă, de a ne salva ca neam. Nu este doar un la mulți ani spus de mine, este o totalizare a gândurilor noastre, a așteptărilor noastre, a celor care au contribuit la prosperarea țării și s-au implicat plenar, nu doar comentând. Eu vreau să le mulțumesc în special colegilor mei care au fost, sunt și rămân să fie alături de mine. Într-un an extrem de dificil, mulți n-au înțeles că doar prin luptă poți câștigi ceva. Și mulți au preferat să cedeze. Dar cei care au rămas sunteți cei mai buni. Și în anul care vine vom fi și mai uniți și mai buni. Avem un an electoral, un an în care se vor alege primarii. Avem un an plin de evenimente în față. Vă aștept alături de mine în continuare, alături de ideile noastre, ca să putem pune umărul și noi la prosperarea neamului. Iar adversarilor și inamicilor neamului nostru, le doresc să se regăsească acolo unde le-i bine. Vor cu Rusia să ducă în Rusia. Vor cu China să plece în China. Și să ne lese în sărăcia noastră, așa cum ne cânta Doina și Unal de Teodorici. Lăsați-ne în legea noastră. Așa că vă cânt din clopoțel și vă doresc la anul și la mulți ani, dragi prieteni.